Ok, domnilor, misiune îndeplinită, am ajuns la Lidl. Acum mergem să vedem ce produse găsim, sunt și eu curios. Iubea a rămas acasă, că abia s-a trezit săraca, e traumatizată. Nu a reușit nici să doarmă ieri, nu a reușit să facă nimic. Haideți să mergem și să vedem pe aici, la Lidl Portugalia, ce produse putem să găsim. Deja am început bine, că am găsit sparanghel. Iau să am, frate. 250 de grame. Acolo, oricum mai e. Ia. Nici nu știu câți bani am luat la mine, domnilor. Cum? Ia-i vreo două la mișto, așa, și... Ia-i niște corne, ceva. O brioșă, dacă găsești. Așa. Ia să mai iau și un sac de lămâi. Așa. Să mai vedem pe aici, domnilor. Așa. Arată bine. Cam ca Lidl-ul nostru din România. Ciucu. Nu știu ce e asta. Carne de vită. Somon. Ia uitați. Sparanghel. Până acum este totul perfect. Să mai găsim și pui. Ia uitați, ai curcan. Piept de pui și... Cam atât, domnilor. Ia uitați un șoarec de praierie, domnilor. Șoarec! Hai, trebuie, Iacuș. Vă ieși soarele. Vii să ne ajut? Da. Am luat mâncare, da. Hai, drăguță. Ia uitați, domnilor. Am găsit cam tot ce trebuia. Sparanghel, apă, pește, tot ce trebuia. O aștept pe iubi să vină să ne ajute. Ia uitați ce frumos e. Aici. Mergem să ne facem mâncare pe toată ziua, după aia să ne rezolvăm treburile. Gata, domnilor, într-un final am recuperat bagajele, cred că mi s-a schimbat și fața, am întinerit. Nu cred că vă dați seama cât este de nașpa pe o pregătire de asta de concurs, când este cel mai important la final, să nu ai haine, să nu ai ce te schimbi, să nu ai suplimente, aveam o văz, trebuia să ore fixe tot. Și mai ales de asta, fiind și într-o țară străină, nici nu știa nimeni nimic de bagaje. A fost un pic cam ciudat, dar ne-am revenit. Acum a venit la Starbucks să luăm câte un cheesecake și câte o brioșă. Și un croissant. Și un croissant. După care mergem acasă, mai mâncăm câte o masă, o avem deja la noi. Ne spălăm. Am 24 de ore. O să iau și tot pantalonii ăștia, iau la sală. Pune-le-a că pistreia ți-l este. Așa. Astăzi îi dăm umeri, după aia mai facem ce mai facem și încheiem încă un nou vlog victorios. Spate? Sunt tot umeri cu mine, nu? Mergem la Mr. Big Evolution la sală. Ce ți-au? Două coruri. Mai pre-workout meu. Ia uitați ce și așoare cu dumneavoastră. Nu, e pentru de seară, că nu mănâncă înainte de antrenament. Nu m-aș mai putea antrena. Șoarecul de iubi. Toate meu roi. Toate de aici, a? Au. Numai pe gogoși de la. Numai pe gogoși cheltuim. Eu mi-am luat un espresso mic, domnilor. Iubi. Power. Da, domnilor, m-a pus să mut puțin mașina, pentru că nu încăpea. Și domnul de aici a fost foarte, foarte amabil și m-a lăsat să parchez chiar în fața sălii, pentru că nu găseam loc de parcare. E pornită! S-a îngrijit să nu zgârie mașina, că mă costă 1500 euro zgârietură. Opa, așa. Bun, șoriceilor, am ajuns la sală, stăm la Mr. Big Evolution.
Aici va avea loc și înscrierea de mâine. Aici ne vom antrena două zile. Astăzi v-am spus, avem umeri. Ne bem pre-workout-ul, mergem înăuntru și revenim cu update înăuntru. Power! Ok, domnilor, am ajuns la sală. Ne pregătim să ne încălzim. Sala este enormă, foarte mare. Vreau să merg să găsim ganteri, că facem pe laterale. Păi da, dar cu ganterile. Foarte tare sala. Doamne, cât e sala, ferească Dumnezeu. Ia uite-le cât e sala, băi. Cât e sala asta de mare. Hai la ganteri. Doamne. Incredibil. Ok, domnilor, am început într-un final antrenamentul. Am rămas uimit de cât este de mare sala și de ce fel de oameni vezi în sălile astea. Toți sunt cu mușchi, toți sportivi, toți au înțeles că ăsta este viitorul, că sportul este viitorul și fitness-ul trebuie să facă parte din viața lor. Sunt la prima serie de lucruri pe laterale cu ganterile, voi face despre ce repetări în forță. Am trecut la împins. Eu mă simt ca o grasă împuțită. Ce ai mâncat aseară la două noapte? Burger. King. Că tu mi-ai mâncat mâncarea mea. Era greu? Da, o fost așa. Cum a fost ziua de ieri? Cruntă. Cea mai grea zi posibilă? Chiar. Haideți să vă mai arăt o dată, poate nu vă dați seama. Deci, aici este o parte a sălii. Așa. Deci aici este o parte. Acolo este altă parte, sus alta, și acum mergem în următoarea parte. E incredibilă sala asta, zona de bănci, împins. Uite, e bancă de făcut la triceps, extensie, vezi, ca să nu se mai car tu. O iei frumos de acolo, tare. Și aici, altă zonă, picioare, spate. Incredibil. Foarte, foarte tare. Și aici câteva concursuri de aici din Portugalia.
câțiva culturiști care au trecut pragul acestei țări. Big Remy, Brandon Curry, Heidi Chopin și Peter Muller. Ok, șoriceilor, e pornită la Valera. Am terminat antrenamentul, acum îi trimit update-ul lui Dan cu pozele. Mai descărcat de atât, nu m-am simțit niciodată, sunt rupt. Dar a fost o atmosferă frumoasă, aici sunt foarte mulți sportivi și ne-am simțit foarte, foarte bine. Da. Da, acum mergem la Lidl, după care acasă și ne punem să mâncăm, mai mustăcim și așa mai departe. Facem mâncare pentru mâine. Domnilor, abia aștept, sincer, să termin mâine cu cântarul. La 8 dimineața am programare la tuns, după aia la 9 începe cântarul. O să fie foarte, foarte super crazy. Haideți, ne mai vedem de pe la Lidl dacă găsim ceva interesant pe acolo, să vă arătăm. Ok, domnilor, am ajuns într-un final acasă, am fost la Lidl și am mai luat niște șervețele de bucătărie, cartofiori pentru iubi și pentru încărcarea mea. Acum mănânc masa numărul 4, mai am încă două mese după asta fără carbo. Aici am 40 de grame, 30 de grame de orez, 200 de pui și sparanghel. Mănânc, mă cântăresc chiar să îi dau update-ul lui Dan să vadă cum stăm cu cântarul. Mâine este ziua cântarului și ziua înscrierii. Sper o să îl facem și să pot să intru și la clasic, dacă nu va trebui să intru la culturist plus 100 de kg, dar asta este. Forma este bună, zic eu. Veți vedea când începem încărcarea. Ce să vă zic, domnilor, mă pun să mănânc și mai revin cu update. Cum ești, iubi? Bine. Foarte bine, nu? Bun. Următoarea masă. Vită cu sparanghel. Și iubi a pregătit acolo toate mesele pentru mâine. M-a ajutat foarte mult cu mesele zilele astea pentru că am fost un pic teleghidat. Am promis că o să-i cumpăr ceva foarte, foarte elegant. O să mai vedeți pe vloguri. Mă pun să mănânc masa asta și ne mai pregătim pe aici. Și cam asta a fost și cu vlogul de astăzi. Încă o zi lungă, încă o zi grea, dar am dus-o pe picioare și am mai trecut încă una. Mai este mâine ziua cântarului, o zi, de fapt o parte de zi și după aia începe încărcarea, vine și Dan și o să se schimbe situația, abia aștept că nu mai pot. Domnilor, vă mulțumim mult pentru vizionare, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați de butonul de share, like și subscribe. Nu uitați, domnilor, să vă antrenați, să mâncați sănătos și să faceți ceea ce iubiți. Power!